Bine ați revenit pe canalul meu. Și pentru rețeta de azi, bineînțeles, avem nevoie de pui. Eu am aici o jumătate de pui, 3 cartofi, puțin usturoi, vin alb și niște ramuri de rozmarin. Și o să încep prin a pregăti puiul. Și eu am aici o jumătate de pui. Am avut un pui întreg, dar l-am dat în două. Pentru 3 persoane este suficient jumătate de pui și o să încep să-l fac bucățele. Și după cum vedeți, l-am aranjat și o să merg cu el în tigaie acum. Iar acum pur și simplu o să-l așez. Acum că am terminat de adăugat puiul, o să pun ulei de măsline. Și o să dau drumul și la niște ramuri de rozmarin, care vi le-am arătat și mai devreme, și o să le las efectiv așa întregi. Și am aici și 4-5 căței de usturoi, care o să-i las întregi și am să-i împrăștii și pe ei. Iar acum o să aprind focul și o să-i las să se prăjească pe fiecare parte. Iar acum că începe să se rumenească, o să încep să îl întorc și efectiv o să îl întorc pe toate părțile până se rumenește pe fiecare parte și încerc să las așa rânghiile de rozmarin pe carne ca să prindă aromă. Deja se simte un parfum incredibil de usturoi și rozmarin. Și încercați să îl întoarceți pe toate părțile ca să se rumenească bine. Acum că puiul s-a rumenit, cu o jumătate de pahar de vin alb, o să-l turnăm încet, să îl înăbușim și o să lăsăm un pic până se evaporă tot vinul. Nu uitați la fel să îl mestecați ca să prind aromă pe toate părțile. Acum o să lăsăm focul un pic mai încet, aproape de minim, și o să-l acoperim cu un capac și o să-l lăsăm vreo 20-30 de minute încet să se facă la foc mic. Iar cât puiul meu se face, o să îmi curăț și cartofii. Am niște cartofi roșii, 3 cartofi pentru 3 persoane. Puteți să folosiți orice cartof, alb, roșu. Și că tot veni vorba de cartofi, ori alb, ori roșu, o să pun jumătate alb și jumătate roșii, că tot mi-a venit ideea asta, să vedem care sunt mai bun. Și o să-i curăț și pe ăștia albi.
Iar acum că i-am spălat, o să îi tai și nu foarte mare, cam așa, ăștia fiind ăștia galbeni, fiind mai micuți, o să-i dau doar o dată în două. Odată așa, odată așa, cu buleți așa, mai mult aromb. Și bineînțeles, nu uitați să-l mai întoarceți din când în când. El deja este fraged. Și-l mai lăsăm câteva minute. Uitam să vă spun de sare. O să-i adaug și un pic de sare, ca să o simt momentul să îi adăugăm sare. După cum observați, eu nu i-am pus piper la puiul ăsta, o să-l las doar cu sare. Iar acum că puiul începe să sfârie, ultimele 10 minute, o să-i las un pic capacul descoperit, ca să se evapore toată apa. Bineînțeles că dacă credeți că puiul nu vi s-a făcut, că este mai atos, puteți să mai adăugați un pic de apă sau de vin, să-l mai lăsați câteva minute să fiarbă, dar eu pe-a meu l-am verificat și este făcut. O să-l mai las un pic să se rumenească bine, după care o să-l scot. Iar acum a sosit momentul să-l opresc, pentru că puiul meu este gata, este făcut. Și o să-l scot într-un castron, o să-l dau deoparte. Împreună cu toate resturile care au rămas, mă refer la usturoi și la ramurile de rozmarin și o să le dau și pe ele deoparte. O să le pun aici. Iar în uleiul care a rămas de la pui o să adaug cartofii și aprind flacăra din nou. Uleiul oricum deja este cald. O să dau drumul și la cartofi. Iar acum rozmarinul o să-l curăț, pentru că nu vreau să-l las întreg. Vreau să distribui aroma peste tot și o să-l curăț efectiv așa. Iar usturoiul o să-l tai mai mărunt. Am curățat de coajă la cartofi. Iar acum la foc mediu o să-i lăsăm și pe ei cu un capac în jur de 25-30 de minute. Bineînțeles, din când în când trebuie mestecați și ei. Nu uitați să puneți și un pic de sare la cartofi. Deja văd că cartofii albi sau galbeni deja arată mai bine
Și acum o să-i amestec după ce am adăugat sarea. Acum să vedem și la gust care sunt mai buni. Singurul inconvenient la mâncarea asta e că trebuie să stai lângă cartofi, să-i mestești mereu ca să nu se lipească, dar rezultatul va fi unul incredibil, nu știu dacă reușiți să vedeți, dar cartoful deja arată foarte bine. Ia uitați ce crustă frumoasă a făcut. Și dacă vrei să mănânci ceva gustos, trebuie să muncești pentru mâncarea ta, dar se face foarte repede și foarte ușor. După cum vedeți, cartofii mei sunt gata. I-am încercat cu o furculiță și pătrunde foarte bine. Iar acum o să adaug înapoi și puiul. O să-l mai adaug și pe el câteva minute. Adaug și uleiul care s-a scurs de la pui. Cine m-a învățat rețeta asta, mi-a specificat clar și mi-a spus nu care cumva să faci vreodată și puiul și cartofii în același timp, pentru că puiul ți se face într-un fel, cartofii ți se fac într-un alt fel, după aia cartofii ajung să se macine, să se piseze și nu-ți mai rămân intacți și nu va mai fi la fel, nu va mai fi aceeași mâncare. Așa că părerea mea este să le face separat ca să aveți un gust mai bun, mai incredibil. Iar acum o să mai las și puiul împreună cu cartofii 4-5 minute și după care o să opresc. Iar acum a sosit momentul să îl opresc. Uitați ce bine arată. Cel mai bun pui cu cartofi. Rețetă clasică. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă v-a plăcut rețeta, dacă ați încercat-o și voi, scrieți-mi părerea voastră în comentarii. Nu uitați să-mi dați chiar și un like. Nu pot decât să vă urez spor la gătit și poftă bună. Ne vedem la rețeta următoare.